Okay, then I just assumed that you're gonna stay in bed for a week. Bună tuturor, eu sunt Denisa și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. După câte puteți vedea, astăzi sunt într-o super dispoziție pentru că urmează să plec în sfârșit. Mâine am zbor. Cei care mă urmăriți pe Instagram probabil știți că urmează să plec. Am tot postat pe Instagram că urmează să-mi iau o mini-vacanță. Într-adevăr, nu am spus despre ce este vorba până la acest moment, dar probabil o să vă zic și o să vedeți pe Instastory-uri. Deci nu mai este nicio surpriză că o să plec în Turcia. Mi-am planificat de ceva timp această vacanță, sort of, nu e chiar vacanță, pentru că o să stau destul de mult timp acolo și o să trebuiască să și învăț, pentru că, hei, încă mai avem o rezidenție de dat ei. Și da, suntem deja în 10 august. Amazing. În fine, nu despre asta este vorba. În vlogul de astăzi vreau să vă arăt puțin cum organizez eu, ce îmi pun în bagajul de mână, ce îmi pun în bagajul de cală și o să vă arăt chestii de pe drum și din aeroport, by the way, pentru că o să am escală în Istanbul la noul aeroport, care este cel mai mare aeroport din lume și este imens. Chiar ieri m-am uitat la câteva clipuri de pe YouTube să văd cum este acolo și da, arată foarte, foarte fain. Sper să nu mă pierd acolo, deși nu ar trebui să mă pierd, adică... Da, sunt indicatoare peste tot. Nu știu, eu mereu când am fost în Istanbul, când am aterizat la Istanbul, mereu am fost la aeroportul Sabiha Gökçen și na, acum, na, o să fie ceva nou pentru mine, dar nu este nicio problemă. Da, deci în jurul meu e o mare nebunie, de-abia aștept să organizez toate chestiile pentru că simt că o să sar în aer cu camera asta cu tot. Așa, și să vă pun puțin în temă, care e toată faza cu excursia și cu vacanța sau vacanța între ghilimele. Eu știți că am fost în Turcia, în Adana cu Erasmus de două ori și mi-am făcut acolo o groază de prieteni cu care încă mai țin legătura și ne înțelegem foarte, foarte bine. Și plănuiam de ceva timp să merg pentru o săptămână, două săptămâni să mai vizitez, neapărat să mai vizitez Adana pentru că nu prea e ce vizita și deja am văzut tot ce era de văzut, să mă întâlnesc cu persoanele respective. Dar a venit COVID-19, superb, și da, nu am mai putut să plec. M-am gândit pe de-o parte că am rezidențiatul, că trebuie să stau acasă și să învăț, dar pe de altă parte m-am gândit și că din ianuarie o să încep să lucrez și nu o să mai am vacanță, o să am concediu, nu știu, câteva săptămâni pe an și o să fie cam greu să mai călătoresc în afara acelei perioade, plus că sunt acasă la ai mei, adică în Brașov, de luni de zile, de când a început carantina și, nu știu, simt cumva nevoia să schimb mediul, pentru că, nu știu dacă v-am spus, dar eu nu prea pot să învăț acasă. Adică, înainte când stăteam la Târgu Mureș, totul era super fain, învățam foarte bine și când veneam acasă de Paște sau de Crăciun, parcă, nu știu, eu automat asociez acasă, aici, la Brașov, la Râșnă, cu statul, nu cu învățatul. Și, na, e destul de greu încă să-mi intru în ritm și stau de, nu știu, multe luni, de când a început carantina. În orice caz, și eu sunt și o persoană destul de schimbătoare, așa că simt cumva nevoia să schimb mediul și am zis că de ce să nu-mi pui doi iepuri dintr-o lovitură, să mă și duc acolo să mă întâlnesc cu prietenii mei și să și învăț în același timp. Așa că asta o să se și întâmple. Nu știu să vă zic exact cât o să stau. Am bilet mâine pe 11 august de dimineață și mi-am luat doar dus. Nu știu exact cât o să stau. O să văd dacă pot să învăț acolo, cum mă adaptez, dacă sunt distrasă de alte chestii, dacă sunt tentată să ies foarte mult, nu știu. O să văd cum o să fie. Cert este că am nevoie de această mini-vacanță, de acest moment de respiro. Vreau să mă relaxez puțin, vreau să mai văd și altceva în afară de cărți, asta cel puțin pentru primele zile după ce o să ajung acolo și după care o să-mi intru în ritm. Mă gândeam așa să-mi fac un program, să mă trezesc pe la 7 dimineața și să învăț până pe la 5-6 seara, cred că e mai mult decât suficient, și după care să mă întâlnesc cu lumea, mergem să mâncăm, să ne plimbăm, să, nu știu, hang out with people randomly. Cam ăsta aș vrea să fie programul meu și sper că nu sunt prea optimistă când spun că aș vrea să-mi iau și eu o zi complet liberă pe săptămână în care să merg la plajă, poate, sau la munte, sau așa.
Nu știu, nu vreau să-mi fac planuri 100% așa o să fac de pe acum, pentru că, bineînțeles, cel mai probabil nu o să fie așa cum îmi imaginez eu, cum e vorba aia cu socoteala de acasă, nu se potrivește cu cea din tăr. Probabil că așa o să fie. Așa că I'll just go with the flow și o să văd ce se întâmplă acolo. Deocamdată sunt super excited și o să mă duc înapoi la bagaje și o să vă arăt. Cred că o să încep să vă arăt ce mi-au eu în bagajul de mână, în bagajul de cale și... Cu astea am vrut eu să plec inițial, numai că mi-am dat seama că ăsta e enorm, adică nu știu ce aș putea să-mi pun în el, deși mereu găsesc așa o groază de lucruri și umplu bagajele instantaneu, doar că nici n-aș vrea să mă car cu dita mai animalul ăsta de bagaj cu care am fost, pe care l-am luat, cred că, când am fost în Turcia pe semestru și am stat 4 luni, deci... Acum stau o lună și puțin. Ideea e că nu știu ce o să fac. Probabil că asta, ca să vedeți cât de mare până aici îmi vine, deci până la short. Nu cred că o să-l iau pe acesta. Poate o să mă duc mâine să caut unul mai mic. Îl mai am și pe ăsta, cu care mergeam de obicei, mă rog, bagaj de mână. Asta e mult prea mic pentru cază și nici măcar nu pot să-l iau drept bagaj de mână. Pentru că de când cu COVID situation... Nu se mai poate să fie așa. Pentru că acum ai voie maximum 4 kg bagaj de mână și numai bagajul ăsta micuț are 2 kg și ceva și aș fi vrut să-mi iau laptop, obiective, cameră și deja trecem de 4 kg, așa că pur și simplu o să-mi iau o geantă din aceea mai mare de umăr. Și da, acum o să încep să-mi fac bagajul. Sincer, nu vreau să-mi pun foarte multe, vă zic de pe acum, însă o să vă arăt și vouă pe parcurs. Și nici n-ar trebui să fie foarte greu și nici n-ar trebui să ocupe foarte mult spațiu toate hainele. În principiu sunt haine de vară. Deci, da, ăsta e planul. Acum o să vedem. Ah, by the way, dacă tot vorbim de Turcia, tot din Turcia am luat acest păhăraș de cafea super, super drăguț. Cam așa. Și da, o să-mi beau cafeaua și să trecem la treabă. Și cam așa se prezintă situația la produsele de skincare și make-up. După câte vedeți, aici este o dezorganizare totală, pentru că chestia asta în care îmi pun machiajele nu are și organizatoare. Nici nu am găsit să cumpăr, așa că nu, ne descurcăm cu ce avem. Nu am foarte multe chestii, cam asta este strictul necesar la mine. Nici nu sunt o împătimită a make-up-ului, după câte vedeți am doar 3 pensule pe care le folosesc, asta e strictul necesar la mine. Așa, contur de buze, ce mai am, pudră, fund de ten, concealer, mai multe rujuri, și crema asta e super drăguță, cred că v-am mai povestit de ea, neutralizează foarte fain roșața și mai am pe la fund produse de sprâncene, de contouring, highlighter, un spugurel super drăguț de la The Body Shop și miroase și super fain, dar nu vrea să stea închis și da, cam atât pe aici. La skincare mi-am luat majoritatea chestiilor care sunt pe terminate, pentru că am zis că nu, să nu mă calc chestii de abia începute. După câte puteți vedea, asta mai are foarte puțin din el, este un acid hialuronic de la It's Skin. Două SPF-uri, mi le-am luat pe astea două, unul de la Aven și acesta de la Dr. Jart, ambele cu SPF 50+. Și ce mai avem pe aici? Crema asta și asta este pe terminate de la Severe, foarte faină și asta. Și mă rog, mai multe chestii. Poate o să filmez și eu în sfârșit o rutină din aceea de skincare, pentru că am tot zis de ceva timp și nu s-a întâmplat. Și mi-am luat ieri chestiile astea de la Balea. Sunt peduri din acelea de machiante pentru ochi. Știți că eu am mai avut... Da, nu știu ce se întâmplă cu focusul. Știți că eu am mai avut unele de la... Nu mai știu exact cum se numeau și v-am spus că am făcut și un review la ele, cred că în clipul acela cu produse terminate, cu empties, și spuneam că erau destul de uscate și nu aveau suficient lichid. Sper să nu fie cazul și cu acestea. Mă rog, periuțe de dinți, pastă de dinți, ață dentară și chestii din asta, apă de gură, așa. O să le împachetez și astea sunt chestiile pe care mi le voi lua în bagajul de mână. Am aici laptopul cu husa, chestiile astea, device-urile astea externe pentru memorie, pentru că, bineînțeles, am o groază de clipuri și trebuie să le stochez undeva, pentru că niciun trunc alt nu încap pe laptop.
Am două microfoane pentru filmat, apoi o baterie externă pentru cameră, încărcătorul, trebuie să caut și cablul pe undeva, încărcătorul pentru telefon, un adaptor pentru laptop și încă un adaptor pentru cardul de la cameră, pentru că laptopul meu nu are slot pentru card. Așa că da, am și chestia asta drăguță, unde o să încerc să înghesui toate cablurile și toate chestiile astea electronice, sper să-mi încapă. Aici am încărcătorul de la bateria pentru cameră, am și o baterie externă, încărcătorul de la laptop, am și un obiectiv, vai, sunt obsedată de acest obiectiv, dacă ai vrea să pui și focus, da, deci sunt in love forever. Pe ăsta îl folosesc pentru poze, dar îl folosesc și pentru filmare. Probabil ați văzut că s-a schimbat puțin calitatea în ultimele mele clipuri. O cutiuță de tic-tac, bineînțeles, portofelul și pașaportul și strugurele. Așa, gata, haideți că în sfârșit a vrut să-i pună focus. Deci, efectiv, nu pot să trăiesc fără chestia asta, mai ales când merg cu avionul sau călătoresc undeva, pentru că mi se usucă buzele foarte, foarte repede și, da, am nevoie de așa ceva. Un hand sanitizer din ăsta, antigel, era să zic, dezinfectant pentru mâini. Am și nelipsitul SPF, bineînțeles. Eu îl folosesc momentan pe acesta de la La Roche-Posay cu SPF 50. E foarte, foarte fain și a devenit preferatul meu, materie de SPF tip spray, o pereche de ochelari de soare, niște plasturi pentru că aproape mereu am nevoie, șervețele și un pachet de șervețele umede. Deci cam astea ar fi. Acum merg pe o chestie din asta de bandă rulantă și este de-abia 12 și un sfert și am zbor de-abia la ora 2, așa că da, trebuie să pierd puțin timpul pe aici. Vreau să merg să-mi iau o cafea, ideal ar fi dacă aș găsi un Starbucks, dar nu știu, pentru că nu am prea văzut, adică am fost pe la food court, pe acolo, la cafenele, n-am văzut, așa că na, nu știu. O să mă duc să mai caut, deocamdată sunt aici pe la port, vreau să văd ce și cum, stăt așa să nu mă împiedic, am talentul ăsta. Și da, cam atât, nu știu ce să fac de ore aici, aș mai avea un clip de editat, dar meh, n-am căști pentru laptop, pentru că ce să vedeți, căștile mele de la telefon nu se potrivesc cu cele de la laptop, cu, mă rog, cu jack-ul de la laptop, so yeah. Cam așa se prezintă situația în momentul de față. Mă duc să caut o cafea și vorbim după. Și vreau să vă mai arăt, este și o librărie aici. Deci mi se pare o idee super, super faină să faci o librărie în aeroport, mai ales când ai o escală din asta mai lungă și te plictisești. Da. Gonna play out the same, the same, the same. Gonna play out the same. I love you better today than yesterday. Every day, every day. It's gonna play out the same. Și în timp ce beau această minunată cafea, m-am gândit să vă răspund la întrebările referitoare la restricțiile de călătorie, la testul COVID și la carantină, pentru că am primit destul de multe întrebări în legătură cu aceste subiecte pe Instagram. În legătură cu testul COVID, nu aveți nevoie de test pentru a intra pe teritoriul Turciei și nici nu se impune carantină de 14 zile la intrarea în Turcia și
și nici la întoarcerea în România. Turcia nu mai este pe lista țărilor cu risc epidemiologic crescut. Eu am zburat către Istanbul și apoi către Adana cu Turkish Airlines. Ei au avut niște modificări în ceea ce privește bagajul de mână, mai ales, pentru că înainte puteai lua până la 8 kg, acum au modificat la 4 kg, iar restul de 4 kg puteai să-l pui la bagajul de cală, free of charge, deci gratis. Și au mai avut și ceva schimbări în ceea ce privește serviciul de catering. De asemenea, în timpul zborului a trebuit să completăm o foaie cu numele, prenumele, locul și adresa exactă a locului în care urmează să stăm în Turcia, numărul de telefon al unei persoane care poate fi contactat în caz că ni se întâmplă ceva. Și această foaie a trebuit să o dăm la controlul de pașapoarte. Fiți atenți să scrieți adresa exactă, pentru că eu am scris doar orașul și acolo scria fie adresa să fie orașul și la pașapoarte a trebuit să mă opresc și să completez efectiv toată adresa cu număr, cu bloc, cu stradă, cu absolut tot. Și cam atât a fost, nu pot să zic că am observat o mare diferență, mai puțin cu luarea temperaturii, purtatul măștilor și distanțarea socială more or less. Trust, and you make me want to say, I love you better today than yesterday. Every day is gonna play out the same. I just assumed that you're gonna stay in bed for a week. Vă rog să nu mă băgați în seamă fața, pentru că, nu știu, sunt trează de 12 ore, 13 ore și sunt așa foarte messed up, nu știu ce se întâmplă, nu pot să mă obișnuiesc cu clima de aici, tocmai am ajuns, by the way, la apartamentul unde o să stau, nu pot respira. Deci eu știu că în Adana e foarte cald de obicei, dar frate, stați că acum adie vântul, vine așa o briză, Doamne. Dar îmi place super mult că e super multă lumină aici, la mine acasă, de fapt și la Mureș, unde stăteam înainte, și în Brașov, în Reșnov. E super umbră, super întuneric, mereu trebuie să umblu cu ring light-ul după mine, dar aici e super, super lumină. Dar păcat că nu o să prea am timp să filmez, adică, na, v-am mai zis că rezii, învăț ziua, bla bla bla. Dar oricum o să fac câteva rezii vloguri din acelea. Cred că am ajuns cu filmatul la episodul 4, dacă nu mă înșel, da. Așa că o să mai fac câteva de aici și, nu știu, Doamne, mor, stați, să mă hidratez puțin. Cam acesta a fost vlogul, sper că v-a plăcut, oricum o să vă mai țin la curent cu tot ce se întâmplă pe aici, aștept să fac un duș și să mă întâlnesc cu lumea, pentru că da, nu m-am mai văzut cu ei de foarte mult timp, so yeah. Vă mulțumesc că v-ați uitat până aici și nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja. Vă pup, a căzut ceva, e vânt aici, că am lăsat toate ușile deschise. Vă pup și ne revedem data viitoare cu un nou video!